Sunt profesor Mândița Baiaz, director al școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare și vă propun să creăm un spațiu unde profesorii școlii să poată preda planificările pe care le realizează pentru disciplinele lor și unde pot fi verificate de către directorul școlii, directorul adjunct. Am creat clasa Cantemir, voi intra pe această clasă, iar aici, voi accesa uh, drive-ul clasei respective. Este un spațiu unde colegii știu că pot să, să acceseze materiale. Uh, creăm un formular. Așadar, voi crea un formular. Acest formular va, fi, va avea titlul Planificare anuală: Planificări. Și câteva instrucțiuni voi da aici. Vă rog să încărcați aici planificările dumneavoastră. Planificările anuale, semestriale. Anuale am să scriu eu aici. Dumneavoastră. La întrebarea numărul 1. Am să notez numele și prenumele al cadrului didactic. Bineînțeles că opțiunea este de răspuns scurt. Va fi obligatoriu de notat aceasta. Voi adăuga o întrebare nouă și anume disciplina. Acum mă gândesc dacă nu era bine să fi pus întâi disciplina. Și apoi numele, dar voi inversa uh, întrebările. Uh, la disciplină pot să optez pentru uh, un răspuns scurt și cred că așa voi și face, pentru că fiecare își va scrie numele disciplinei, sau pot uh, să scriu eu toate disciplinele și profesorul să încarce, să aleagă. Uh, este obligatoriu de scris, și această întrebare. Voi adăuga. O altă întrebare. La această întrebare voi scrie uh, Încarcă document, dacă vreau să-l fac simplu. Încarcă document. Și aici voi avea ca opțiune să încarce un document, iar acest document poate fi încărcat din drive-ul profesorului respectiv. Ia să vedem ce tip de document. Dacă vreau să, să specific tipul de document, pot să bifez aici și acest document poate fi PDF, poate fi un doc document, poate fi poză de la, de la planificarea aceea dar eu am să scriu să fie doar doc sau sau PDF, poate fi spreadsheet, știu eu ce, ce tip de, de planificare poate să facă, dar am să optez să nu specific tipul de document pe care îl încarcă, să încarce maxim un document. Poate să, pot să fie mai multe documente, pentru că vor încărca pe tipuri de clase. Nu am pus încă această clasă, voi, voi adăuga-o. Uh, hai să punem că e 100 de mega un document. Așa, dar acum mă voi întoarce la disciplină și voi adăuga o întrebare nouă și scriu aici clasa. Și uh, las de asemenea la decizia profesorului să scrie clasa respectivă. În felul acesta văd eu colectarea planificărilor de la profesorii școlii și pot fi verificate acestea în fiecare moment, pot fi la o inspecție se pot prezenta ca documente. Deci mă gândesc să facem în felul acesta de demersuri planificări planificări ale cadrelor didactice pe discipline. Am să dau acest titlu documentului meu și voi șerui acest document, ia să vedem, îl voi trimite documentul printr-un link către cadrele didactice, ia să fac eu un link scurt, îl copiez și voi trimite documentul profesorilor din școala Dimitrie Cantemir. Voi interzice să încarce document alt, alt profesor, dar este strict pentru grupul școlii Dimitrie Cantemir. În felul acesta mă gândesc să să colectez Planificările de la cadrele didactice din școala noastră. Sper să vă fi fost de folos acest material. Succes în noul an școlar!